În noaptea de vineri spre sâmbătă, un fost deținut proaspăt eliberat din penitenciarul Giurgiu se îndrepta spre București. A ales să meargă pe jos în drumul spre casă, pe marginea carosabilului. Decizia i-a fost fatală pentru că a doua zi dimineața a fost găsit mort în șanțul de la marginea drumului Național 5 în apropiere de localitatea Plopșoru. Tânărul în vârstă de 28 de ani a fost cel mai probabil victima unui accident rutier, conform medicilor legiști. Conducătorul mașinii care l-a accidentat mortal pe bărbat a părăsit locul accidentului, iar acum este de negăsit. Cercetările polițiștilor continuă și încă nu se știe dacă omorul a fost comis cu intenție sau a fost vorba despre un accident. Din primele cercetări are și faptul că este vorba despre cadavrul unui bărbat, care este posibil să fi fost victima unui accident rutier care s-a produs în cursul nopții. Iar făptașul ar părăsi? În acest moment se efectuează cercetări în vederea identificării autoturismului și a persoanei care au condus autovehiculul și stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În urma investigațiilor se vor stabili cauzele decesului, iar dovezile descoperite la locul accidentului vor ajuta la identificarea făptașului, care riscă să stea ani buni după gratii.